În fiecare zi v-am pregătit pastila de credință. Har, pace și binecuvântare tuturor! Astăzi, 11 ianuarie, în cadrul emisiunii Pastila de credință, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 118 cu versetul 105. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Iubiți frați creștini, o bătrânică care citea din Biblie pe un scaunel în fața casei a fost întreruptă de un trecător necredincios care îi zise: ce citești? Cuvântul lui Dumnezeu, a răspuns bătrânica. Dar cine ți-a spus că este cuvântul lui Dumnezeu? Bătrânica a răspuns: El însuși. Cum El însuși? Poți să-mi dovedești acest lucru? Da, zise femeia privind în sus. Poți să-mi dovedești dumitale că acolo sus este soarele? Desigur, cea mai bună dovadă este că îmi dă lumină și mă încălzește. Exact așa este și cu cartea aceasta. Îmi încălzește inima și iluminează fața, răspunse bătrânica, având fața luminată de bucurie. Iubiți frați creștini, câtă realitate cuprind aceste cuvinte, o pot spune toți care lasă cuvântul lui Dumnezeu să le călăuzească viața. Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric, de aceea ne-a dat cuvântul Său ca o lumină pe cărarea vieții noastre. Dumnezeu vrea să depindem numai de El și de aceea ne face cunoscut prin cuvânt tot planul Lui și toată voia Sa. Să rostim și noi astăzi, plin de încredere: făclie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. Amin. Pastila de credință, o rubrică zilnică realizată de slujitor Dani.